În timp ce politicienii caută să negocieze pentru a rămâne cu privilegiile, tot mai multe categorii de angajați își spun nemulțumirile. Ultimii care amenință cu greva generală sunt profesorii. Ce revendicări au aceștia, ne spune colega noastră Marina Filimon. Bun găsit, Marina, ce informații ne aduci? Bun găsit, Dan, și bună dimineața tuturor. Ei bine, după trei proteste la Parlament și la Guvern și plus greva generală din data de 10 mai, fiind considerată cea mai mare grevă de acest gen, întrucât a participat peste 15.000 de sindicaliști care au plecat din Piața Victoriei spre Palatul Parlamentului în marș, aceștia parcă tot nu se fac auziți. Sindicaliștii cer salarii mai mari și spun că este imposibilă înghețarea salariilor. Această mențiune vine în urma deciziei guvernului de a acoperi gaura din buget de 20 de miliarde de lei. Aceștia au mai cerut și sporuri pentru condițiile de muncă. Ei menționă că sunt singura categorie de bugetari care nu beneficiază de aceste sporuri. Au cerut și decontarea navetei și, bineînțeles, plata pentru concedii. Ei bine, pare să că nu reușesc să se facă auziți, iar astăzi va avea loc o conferință începând cu ora 11, unde vor participa Federația Sindicatelor din Educație Spiriu Haret și Federația Națională Sindicală Alma Mater. Ei bine, sindicaliștii din educație au anunțat cu greva generală, ce va implica suspendarea tuturor cursurilor, inclusiv pentru elevii de clasa 6-a care urmează să-și susțină simularea și cei de clasa 8-a implicit, dar și cei în an terminal care urmează să-și dea bacalaureatul.